Doi cetățeni străini au fost depistați și reținuți de polițiștii de frontieră la Falcău, în apropierea graniței cu Ucraina. Cele două persoane nu vorbeau nicio limbă străină și nu își justificau prezența în zona frontierei. Tinerii au fost conduși la sediul Poliției de Frontieră Brodina pentru continuarea cercetărilor. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că este vorba despre un tânăr de 25 de ani din Algeria și unul de 35 de ani din Tunisia. Cei doi cetățeni străini au fost predați Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din localitatea Rădăuți. Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.